Bine ați revenit la un nou episod din Sarea și Piperul cu Andra Mihail și Adriana Rusu. Astăzi avem așa o surpriză pentru voi și nu știu cum să o zic, mai bine să o vedeți, că eu l-am văzut destul. Să vină surpriza? Să vină surpriza. Andrei Ciobanu! Oh my god, a venit toată surpriza. Mă, dar multă surpriză. Mare surpriză. Mare ce a făcut maica ta. Dar, și înalt. Ia treci un pic aici. Vine aici, dar noi oricum suntem mici. Hai că stau așa. Când? Stai așa. Stai așa? Avem niște tocuri la mașină, ceva? Hai, mai lasă, să ne chimim mai arcă de ține trecute. Nu, de ce ne-am luat studio? Nu? Păi, da. Băi, lasă-mi, gătiți așa, fără tocuri. Gătim okay. Așa, nu? Da. Mă vezi în cap? Da. Te-ai spălat? Bine, am pregătit de dimineață. Dar n-am semințe. N-am semințe. Aduceți o pungă de semințe, da. Vă rog frumos. Da, mamă, cât ești de înalt, Doamne. Exact. Ce faci, Andrei? Uite, bine, am venit să mănânc. Voi să ce mănânci, nu? Știi că a fost și colegul tău... Iubitul meu? Adică, iubitul cum zice lumea? Iubitul, 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 iubitul tău. Mamă, deci o să fac scurtă la gât aici, astea? Da. Îți recomand... două, ce sunt mai... Vă recomand un salon de masaj după aia să vă... Da, e bun. Am o doamnă. Dar sunt... A, la noi la doamne. Nu-mi place la doamnă. A, păi, acum... Nu e așa. Oricum. Nu contează. Nu contează. Mai are mâine bune? Am invitat să-ți facem niște poale în brâu. Care să plăcinte, nu? Deci nu, așa spune la tine acolo? La mine acolo unde? De pe lângă mine, în Bucovina. Așa, în Bucovina. Eu sunt la Moldova, da. Băi, la mine nu se cheamă așa, la mine se cheamă plăcinte. Dar de ce eram eu? Poale în brâu, știu că sunt în Moldova. Noi bucovinenii, noi avem pe rețete austriece. Da, vă sunteți la fel ca și Constanța, nu din România. Da, nu? Da, da, suntem o superioritate de asta pe care voi comunii nu puteți să o înțelegeți. Dar iartă-mă, eu sunt de peste Prut, este ceva. De unde? Din Chișinău? Din lângă Chișinău. A, deci mai rău. Nu e mai rău, mai bine, e mai rău, crede acolo. Nu, e mișto, am un prieten foarte bun, să știi, din Republica Moldova și chiar am fost în Chișinău și chiar foarte fain. Îți place, nu? Mi-a plăcut. Îți place mâncarea? Da, am mâncat la el acasă, extraordinar. Am înțeles. Și aveți vreun cronometru să vedem care vorbește mai mult? Că am întrebat. Și care era mâncarea? Serios. Taci, nu te mai băga, ia te bani, moldoveni de acolo. Știi ce mi-a făcut și mi-a plăcut? Mi-a plăcut toată mâncarea, bine, am făcut o rață la cuptor, nu știu ce, dar ce m-a impresionat e prăjitura aia cu șmalul guguț. O facem o dată. Aia e genială, mamă, știi bună. Dacă știam, făceam, nu ce se face. Faci clătite, așa, trebuie să ai vișine, da? În sos propriu, în suc propriu și cu bați smântâna cu puțin zahăr, le rulezi și pui așa, într-o formă de piramidă. Și deasupra răzuiești ciocolata, știi? Și o lași puțin la frigider și așa se numește, cu șmalul guguț. Cușma? Da, cușma. Și ce înseamnă cușma? Nu. E voi acolo la tătari. Așa. O căciulă. E un fel de... Am înțeles. E cușma. Păi oricum, fii atent, că la voi se numește poale în brâu, nu? Nu, dar eu știu tot de plăcinte. Dar aia credeam că în Bucovina se spun poale în brâu. Bă, la mine în familie nu... La mine se zic brânzoaice. Brânzoaice? Și la București merdenele, ca să... Și Andena Bălce, emisiune avem astăzi cu 4-1-1, așa, cu chestie. Da, da, da. Hai să prezentăm ingredientele. Dulci, dulci sau sărate? Noi îți facem amândouă, nu. Dacă nu suntem două, suntem două. Păi și care dulce? A, sarea și brânza de vacă ar trebui. Sarea și brânza de vacă, exact, da. Facem și dulci și sărate, pentru că eu nu mănânc dulci, nu-mi plac. Nu prea, nici eu. Așa, și ele, normal, ar fi și cu stafide, doar că am uitat să cumpără stafide. Dar nu ne plac stafidele. Nu ne plac. Nu există stafide, nu există. Ai, bravo, bate. Nu. Deci stafide niciodată în viața. Abia așteptai să bași tu palma cu el, nu? Sau cum? Erai, abia așteptai să zică ceva. Să fie ceva, ai prins momentul. Nici n-ai stat atent la tot ce am vorbit noi acum. Că stăteai, mamă, să prind ceva ca să bași eu palma cu Andrei. Da. Nu? Așa făceai. Poți să te ating? Hai. Ce avem noi aici? Băi, prezentăm ingredientele. Avem telemea, sărată, de vacă, brânză dulce pentru alea dulci. Făină, drojdie, lapte, ouă, zahăr... De toate. De toate, da? Oricum pune și în descriere ca să vadă tot poporul, toată lumea. Păi și aveți un ou? Ăla este la sfârșit să le ungem. Să le ungeți? Vreți să le ungi tu? Nu! Nu sunt bun la uns. Da, o să iasă frumos, să aibă o culoare acolo spectaculoasă. Mă gândeam că dăm Hristos a înviat. Bine, nu știu când se difuzează asta. Am o față de aia, de nu știu ce, vine să mă pierd, știi? De ce? Nu știu. Am efectul ăsta la fetele din Constanța. Ai? Da. Parcă mai ai așa puțin, stai puțin. Serios, te crezi aici, nu? Vezi care e iubită. Da. Dar la vin. Se trage. Așa, și deci stai ca să înțeleg. Asta?
Este esența de vanilie. Nu e esența de vanilie. Mă gândeam că dăm și un șat. Vrei? Dar îți place cu vanilie sau nu îți place? Să știm ce îți spune mai. Măi, mie îmi plac plăcintele. Mie bunica mi-am făcea și îmi face în continuare plăcinte. Mărturisesc că cel mai mult îmi plac alea cu cartofi. Așa. Așa, dar și astea cu brânză sunt următoare. Nu, lasă că e ok. Ok cu brânză. Nu mai durează să cumpăr, dar avem deja pregătit. Dacă vrei să faci și cu cartofi, să faci și cu varză, să faci și cu brânză, vrei carne, nu-ți place? Ce-ți place? Dacă stăm până diseară aici, să fac cu ce vrei tu? Cu gem, ia auzi. Păi, că mai vin la voi așa, dacă e vrutele pe astea, pe tot ce... Mi-e caldă! Fă caldă! Fă caldă! E foarte înalt, înțelegi? Și da, nu... Și, na, știți. Nu vreau să-ți spun o întrebare. Care a fost mâncarea ta preferată când erai mic? Mâncarea mea preferată când eram mic, știi care a fost? Cartofi prăjiți cu maioneză. Maioneză? Dar nu ca preferată. Nu mâncam nimic altceva, în afară de cartofi prăjiți și sandwich-uri. Și la fel mâncam sandwich. Mamă, ce tare! Câte chestii în comun! Incredibil! Și maica mea s-a panicat, știi? Adică gen a fost la modul, bă, nu se poate. În primul rând o să te îngrași și în al doilea rând... Și te-a dus la doctor? Nu! A, nu, că poți făceam... să plec? Făceam... Ești așa, toată! Păi mă simt bine, uite, mă bucur așa, pentru că uite, l-a venit și Ionuț, l-a venit și pe Andrei, adică stă așa, avem așa, e pachet complet. Exact. Am înțeles, dar unde e Ionuț? Fost. Așa. Așa, okay, și după aia, după facultate, când am dat de sărăcie cruntă, m-am obișnuit să mănânc și alte lucruri, gen, știi? Și maica mi-a rămas șocată că veneam acasă și ceream, gen, fasole și mâncare de-astea de care exista. Da. Eu, dacă o întrebați pe maica mea, ea, în ziua de Crăciun, făcea cartofi prăjiți. A mea nu existau cârnați, fripturi, nu, erau cartofi prăjiți și ce mănâncă restul oamenilor. Ce mănânc? Acum? Mai acum, nu, acum mănânc, mai de toate. Mâncarea preferată? Sănătoasă sau nesănătoasă? Nu, nu, mâncarea preferată. Mai contează dacă e sănătoasă. Așa, nesănătos pizza, aș mânca pizza zilnic. Mamă, și la service! Băi, ești nebun? Vezi? Dar nu mă dau la el, nu mă înțelege greșit. Dar mi se pare că e așa o chimie, nu știu. E de la Zodi. Ce Zodi da, ești? Da, vărsător. Abar n-am. Nu mă pricepe. Puteai să zici orice. N-am nimic. Înțelegi? Nu se pricepe. Nu, n-am ce treabă la Zodi. Așa. Hai, și... te apuci, tu mai lasă, dar apuci-te acolo, de făcut aluat. Coca, frumos. Nu trebuie mai fi așa. Eu te zgătesc, nu? Sau ceva? Că... Doar poate nu trebuie mai, poate să bați ouăle, dar... Ah, ok, da. Asta știu. Bine, mă apuc de aluat atunci, trebuie să mă concentrez aici, da? Concentrează-te. Ok, uite, așa o să fac o gaură. Așa. O să pun laptele, care este un pic călduț. S-a încălzit și laptele. Oh my God. Se încălzește de la reflectoare, de la sarește. Da. Așa, zi-mi dacă tu gătești. Nu, nu vezi cum mă uit, m-aș fascina de ce se întâmplă acolo, n-am așa. Nicio treabă. Nu, drojdie. N-ai gătit niciodată, nici măcar. Uite, eu nu ți-a spus că a gătit doar omletă. A, nu, aia, bine, omletă. Și crede-mă, nu știi să facă. Nu ai gustat? Da, ați făcut la emisiune. A, mult spus. Mult spus am făcut. Acolo a fost o nenorocire. Dar eu chiar știu să fac omletă. Așa. Că îmi fac și mai știu să fac, fii atentă, știu să fac ovăz cu porridge de ăla, știi? Da. Terci de ăla. Ăla nu-i gătit de ăla. Hei, ba da. Hei, porridge, pui niște apă sau lapte și să... Și ovăz și pui în microunde și aia. Și aia. Și mănânci chestia asta dimineața? Da. Îmi place foarte mult. Mamă, ce-mi place. Serios? Dar știi de ce? Că pun și proteină. Și dă gust bun. Da, pudră, dai mușchi? Nu prea. Nu mai merg la sală. De ce nu? N-ai mușchi, n-ai mușchi și sănătate să fii, știi cum. Hai zic, da. Doamne ajută. Am avut Doamne cândva. Ajută. Da, păi nu. Bine, zi-mi ce gătește mama ta cel mai bine. Tot. Mama mea gătește tot. Să vorbesc cu cel mai bine. Nu, chiar gătește. Eu am avut cumva și norocul și ghinionul să... Așa. Am o mamă care chiar gătește extraordinar. Eu am văzut că am făcut research și am văzut. Ai văzut, nu? Da. E, maică mea... Adică se vede și pe fața ei că știe, că știe să gătească. E o femeie de aia de... Da. Nu, serios, chiar știe și la mine, de exemplu, toți prietenii mei voiau să vină la mine să mănânce. La toate casele când mergeam se bea. La... Da. Și de Crăciun când ne adunam să mergem colindu. Deci toată lumea ne spunea, bă, am luat bere, am luat țuica, nu știu ce. Și da, bine, ce-a făcut mătate de mâncare? Și maica mea era tot timpul, era chinul vieții ei, pentru că eu veneam... Se agita acolo nu, și... Nu, dar eu veneam cu 20 de oameni. Și așa, măi, vrem și noi să mergem. Aia zic, câtă mâncare crezi că fac eu de Crăciun să hrănesc 200 de vagabonzi ai tăi și să mai vină și neamurile noastre? Vrem și cu vagabonzi. Vagabonzi. Păi de-aia... Andro. Ce zici? Ce am azi? Nu sunt buni vagabonții. Depinde. După o vârstă trebuie să te uiți la băieți cu minte. Adică? Cu minte sau cu minte? Care? Stai puțin. Și cu minte și cu minte. Ce vrei să spui? Adică când ești puștoaică și așa e ok să-ți o ar. Păi câți ani ai? Câți dai? Păi clar nu 18. Am. Noi încă suntem. 31. Păi ai văzut? Deci de acum trebuie la băieți cu minte. Nu mai merge cu vagabonții. Unde îi mai găsești mă cu ăștia? Nu în loft. Dar nu mergem în loft. Nu mergem.
Dar mergem rar. Dar nu mă duc în loft, merg cu fetele, mergem cu prieteni, nu mergem la agățat în loft. Dar cine vreodată o să agați pe careva vreun în loft? Păi nu știu. Nu știu. Da, care mai are câte 10 pe lângă, dar ce am înnebunit? Trebuie să găsim o cale de mijloc, știi? Da, gen... Și care ar fi calea de mijloc? Păi între, deci avea între, așa, loft, între loft și bibliotecă, nu? Care da, e calea de... îți dai seama, care ar fi calea de mijloc aici? Undeva la mijloc. La radio. La radio. Exact, da. Și a fost bam! M-au zis că cu Cosofană vă și știți, deci... A, da, 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 ne știm, ne știm. Păi, voi acolo sunteți legiune, da, știu că voi în Constanța toți. Ați fost și vecini, nu? Suntem și vecini, da. Sau sunteți, da. Da, suntem vecini, eu stau pe stradă și el stă pe următoare. Da. Așa. Nu aveți apartamente? Nu, stăm la casă ca bogați. Și toți pe care îi cunosc din Constanța sunt bogați, deci sunt mor eu. Deci toți oamenii pe care i-am cunoscut în showbiz din Constanța, așa, toți au bani, mulți. Sau se prefac. Sau, da, acum nu mai știu, nu sunt atât de prieten. Nu, n-a fost aluzie la tine. Nu. Acum dar că poți ai zis, zici că... Acum, poți să zici că e miliardară, nu? Poți adică, okay. Nu, poți să zici că nu sunt. Că nu sunt, cum nu sunt. Nata Anticu a făcut acolo cerșeală, știi? Da, exact. Suntem săraci, vai din mama noastră, toată lumea e aici. Dați-le și lor, dați-le și lor un subscribe, un like, din astea, vă rog eu frumos. Dați-le, așa. Păi dați-le, se chine să facă acum o plăcintă, gata, uite acum. Adriana, știi ce am nevoie? Să-mi spași două, te rog frumos. Astea două care nu-s de țară. My God. Așa, unu. Și... cred că îmi pui doar... Hai, pune-l pe tot, ce? Pune-l, pune-l. Vrei galbenușul? Da, mă gândeam. Probleme. Nu, n-aș ști dacă e ceva în neregulă, pentru că nu înțeleg conceptul de... Adică n-ai văzut pe mama ta niciodată când face aluatul? Băi, mama ta, sincer, niciodată când face aluatul nu m-am uitat. Și mai că nu preface că face bunic mea aluatul, ce-i drept. Am înțeles. Da, nu prea e fan. Mai că nu prea e fan gătele de astea, copturi. Da, știi? Da, da. Păi eu de-aia fac, că nici mai cum e fană. Ea e pe copturi da. Și eu sunt pe gătele. Da, da. Da. Maica mea e dar pe... și ea ești pe gătele, doar că e mai mult așa. Doar că mai mult, e mai mult aeriană astăzi, nu știu de ce. Simt așa un aer. Un aer. Da, da, aici am platou, se întâmplă ceva. Acasă nu mi se întâmplă treaba asta. Da. Când sunt camere și oameni, se e diferit, nu? Da, nu, acasă când filmam, zic, nu se întâmplă. Acum nu știu ce se întâmplă, e ceva. Da, mă rog. E ceva sau cineva? Nu știu. O, Doamne. O, Doamne. Oh, tu cine ești? Ah, stai că ești o doamne. Da, dar uite, seriale chiar sunt o doamne. Uite, vezi? O doamne, da. Vezi ce zic? Deci zi-mi așa, ce? Ai iubită? Eu da. Și? Și? Cum e? Bine. Mamă, a fost și? Știi, ai fost exact ca eu în banc? Oh, putem să reluăm toate emisiunile? Nu, este un banc foarte șmecher cu un tip care s-a întâlnit cu un rocker, știi? Așa. Și bine, poate nu cu... să mai aibă pune stern emisiune. Cine știe, da. Și l-a văzut cu păr lung și cu tricou cu metalica, nu știu ce, și s-a uitat așa la el și a zis, dar tu ce ești, mă? Și ăla a zis, rocker. Așa. Și a zis, da? Ia, știi? Mă rog, hai să te capoanta la final, dar nu contează. Așa și tu acum, știi? Păi să-mi povestești cum e să fii într-o relație. Cum e să fii într-o relație? Dar tu n-ai fost niciodată într-o relație? Eu nu mai sunt de 3 ani, nu mai știu. Nu, mai cum știi? E să fii într-o relație cu Andrei Ciobanu? Păi întreabă pe ea, nu pe mine, că eu nu mai sunt și eu uneori într-o relație cu mine, ce-i drept. Dar, așa? Dar, mă rog, e bine. Ai răspuns și tu la fel ca mine și... Nu, știu eu altceva vreau să te întrebăm. Zi. De treaba asta cu... Eu nu știu exact cum ai ajuns tu la radio. Bă, nici eu. Dar ce ai făcut înainte? Dar ți-ai făcut să nu răspunzi la întrebările mele? Nu, n-am ajuns... Am ajuns la radio, am ajuns din greșeală, cum ar veni. Așa. Pentru că adică am ajuns la matinal din greșeală. Eu m-am dus, de fapt, acolo, acum mulți ani, vreo 8, cred. Ăștia de la Kiss FM voiau în matinalul lor, pe vremea aia făcut de Găinușă și de Dezbrăcatul, voiau niște rubrici, știi? Și șefa, femeia care mi-a devenit șefă ulterior, a vorbit cu managera care mi-era mie manageră pe vremea aia și nu doar managera mea, avea mai mulți comedianți. A zis, bă, șefa șefilor. Șefa șef, mă rog, o combinație de asta, două gagici au vorbit între ele că... Bă, căutăm și noi niște băieți talentați să ne facă și noi niște pastile umoristice în matinal. Trimite-mi și mie câțiva. Eu abia mă mutasem la București de vreun an sau ceva de genul și m-am dus eu și cu încă mai mulți colegi. Și fiecare, am discutat cu cei de la Kiss și ei voiau o rubrică fiecare să-și facă și după aia noi ne-am făcut câte o rubrică, am tras-o. Așa. Și a ajuns la directoarea de programe care acolo
a vrut să vadă care îi se pare mai ok, mm-hmm. care îi se pare mai amuzantă, mă rog, nu contează. Și ei i-a plăcut așa flow-ul meu verbal, okay, cum am dat și așa. Despre ce vorbim? Exact. Spus, cu doi da. De-așa. Culmea, da, i-a plăcut că vorbea mult, nu știu de ce. Păi așa, acolo trebuie să vorbești. Îți dai seama trebuie. Că trebuie să vorbești la radio? Da, eu îmi dau. Da, serios, adică noi mai avem totuși așa, să zicem, mai avem poate o pauză, știi? Și păi gândește că ăsta pe aici. La noi e live. Adică mai te... tem la montaj sau chestii de astea, dar să vorbești în continuă, mică. Da, da. Stai, și ce ai făcut și unde ai fost și cum a fost aia? Și ce da, după ce pleci de la radio mai vorbești? Băi, nu, sincer, chiar e enervant. Adică nu, serios. De exemplu, când am momente de genul dimineața radio și după aia filmare sau ceva, mai sună maică mai seara, știi? Și efectiv n-am chef să mai vorbesc și spun mama, hai să te sun mâine că nu mai pot. Aoleu, dar ce da, mai rău, nu poți să vorbești, ce să zici? Mai vorbești acolo, știi, da. Deci zic, mă, omule, dar eu am vorbit 11 ore azi, știi? Da. E, și ce, nu poți vorbești cu maică ta? Și zic, bine, mamă, hai să vorbim. Și ea zice, cum e vremea la București? Wow! Băi, deci e fix super. Aceeași chestie, fiată, după o zi de filmare în care trebuie să vorbim, na, cu camere pe aici, așa. Cu tot, mă sună maică-mea seara. Dar ce faci? Zic, bine, zic, tot aceeași poveste, știi? Hai că te sun mâine sau hai că te sun mai târziu. Dar de ce nu vorbești cu mine? Da, două vorbe vreau să-ți spun, nu-i ca și cum, bă, și mă ceart, te mai doare capul? Da. Zic, da! E și victimizarea asta. Mamele au victimizarea asta. Mi se pare că în momentul în care ai dat naștere unui copil, bac, ai un buton care se activează exact. Cu victimizarea. Mie maică-mea îmi reproșează, prieteni, mie maică-mea îmi reproșează mie. Mie. Deci, ea îmi reproșează mie că a stat 9 ore în travaliu. Ca și cum eu n-am vrut să ies, știi? Ca și cum genul am zis, băi, eu mai stau. Păi da, nu, nu vreau acum, știi? Păi n-ai vrut, că dacă voiai să ieși mai repede, ești aici. Și ea spune, bă, eu am stat cu tine în travaliu 9 ore și tu acum nu vrei să... Și mie ai zis, bă, uite mamă. Da, era mult de ieșit. Era mult. Da, iar pe creșof. Da, da. Uite cât e de lung, îți dai seama, adică... Mamă, dar chiar că știi cât ai avut la naștere? Nu. 10. Ce? Nota 10. Avea de toate, știi? Da, nu mai știu. Nu, eram gras, eram foarte gras. Eu eram chiar foarte gras când eram mic. Am fost foarte gras mic copil de până la 2 ani, după aia am super slăbit. Dar ai crescut. Am crescut și... Da, eram, făceam și fotbal și eram slăbănog. Eram... Adică bunica mea îi spunea lui maica mea să mai dea de mâncare. Și eu mâncam numai maioneze și cola. Să nu-ți mai dea de mâncare? Să-i dea. Nu știi că la țară, dacă ești slab, ai, ești bolnav. Da. Dacă ești dolofan așa, da, e sănătos tu, copil. Da. Păi da, vorba lui bunica mea, a sunat-o pe maica mea când am avut eu proba aia de tăiat ananasul, știi? Și zice, Doamne, dar ce au avut mamă cu ea? Au pus-o pe ea mică cu mânuțele alea să taie hardughiile alea de bostani. Dar ce au avut cu ea? Cu ce a greșit, știi? Zice, dar cum se taie ananasul? Că chiar nu știu. Adică chiar eu de aia nu mănânc, că mi se pare foarte greu de... Păi nici eu nu știu, că am pierdut la probă. N-ai pierdut. Am ieșit pe locul 2. Da, dar ai știut să-l tai. Cureți lateralele. Am avut o probă la șef la cuțite. Da, m-am prins. Așa. M-am gândit că nu e hobby-ul tău să-l cureți. Să tai așa în asta. Nu, mai fac de-astea câteodată. Mai faci cocaie? Hai, pare că da. Păi mai fac un pic, că uite, trebuie să vezi chestiile astea care se rup, așa? Chestiile astea? Trebuie să facă tot așa, ca să iasă bufoasă. Povestește de ananas. Așa, și a sărit o bucată de... E ok. Ok. E ok, stai așa puțin. Te-ai obosit. Am obosit. Deci gătitul ăsta, bă, nu e chiar așa ușor. Nu e chiar așa. E cardio. Și totuși ne-am mutat de la insula aia mare a noastră și înaltă și tot trebuie să mă ridic pe vârfuri aici, înțelegi? Da. Eu am presa că ridici înaltă, că au fost alt motiv. Nu, adică... nu mai că m-am potolit, gata. Te-ai potolit, gata? Sunt chill. Na. Înțeles. Pas, corce. Bun. Da, îl lăsăm un pic la dospit. Hai, lasă-l acolo, îți dau un prosop. Da. Poftim. Adică trebuie să crească. Trebuie să crească. Da. Da, știu, asta uram cel mai tare când făcea bunica mea plăcinte. Păi trebuie, cum vrei să iasă? Păi nu știu, înțeleg, acum înțeleg că am... Și cozonaci. Da, și... dar nu, uram chestia asta când vedeam că așa făcea chestii și, cu ăla așa. Și păi spunea, acum așteptăm să crească și eram cam cât așa. Și era, vedem. Și așteptam și eram când mâncăm, nu că crește, cât crește, cât crește. Da, n-ai ce să faci, trebuie să crească un pic. Dar e o fază faină, dacă vreți să vă povestesc, foarte funny cu un tip care s-a dus să dea admiterea la actorie. Așa. Și a luat proba, gen, pentru că a fost super creativ, aveau de jucat o scenă sau ceva de genul ăsta. Mă rog, ideea e că îți spuneau profesorii o situație și tu trebuia să joci situația, știi? Mm-hmm. În fine, și un tip a primit situația că face plăcinte. I-au spus, pornește de la asta și fă-ne o scenă. Și omul și-a luat un scaun pe mijlocul scenei, și-a pus scaunul pe scenă și stătea așa, știi, se uita la el. Stătea, a stat 5 minute, aia. Na, o fi parte din proces, nu știu ce, 10 minute, 20 de minute, după 20 de minute, unul din comisie zice, nu vă supărați.
ce faceți? Și ăsta a zis, aștept să crească alături. Nu cred, așa ceva. Foarte tare, chiar da. Tare. Zici, ce-a dus pe la capul? Și a dat 10 direct la trecut la, la, mă rog, la admis. Băi, dar fii atent, că apropo de chestia asta, știi? Am o mătușă care lucrează la primărie, știi? Așa, oh! La caserie. Da, a lucrat și am lucrat asta și la primărie. La caserie. La domnul Mazăre sau? Nu, la Năvodari. Am înțeles. Da. Nu avea treaba cu Mazăre. Și oricum Mazăre nu mai era de mult, adică. Și acum se duce un tip, la ea, la caserie, să-și plătească o amendă. Băi, tipul super nervos, înțelegi, că a luat amenda respectivă ca și cum ea era de vină sau o chestie de genul ăsta. Și s-a dus cu o pungă plină cu 50 de bani. Înțelegi? Adică se de-al naibii ce a fost. Și de-al mătușii mea, nu știu ce, numărați cu amendă și așa. Și asta acum ai numere. Îți dai seama că n-avea ce să fac femeia, adică trebuia să-i numere. Și de înapoi, ia mai numărați și dumneavoastră o dată, că mi se pare că lipsești 50 de bani, știi? Din geab, direct, adică... Bună! Na, așa bună. Și cu asta, cu aluatul. Zi ce facem acum. Ștergem masa, după cum ștergă masa, pare. Am luat acupăturile Adrianei. Da, ce are, plouă la nuntă sau cum se zice? nu știi cum a certat mama, ștergi masa cu mâna. Că așa te-am învățat, așa mi-a zis, știi, după primul episod. Așa te-am învățat eu, nici peste lcuț nu ți-ai pus păr, nu ți-l ai pus șorți din ăsta, dar mă lăsa să spune peste lcuță. Peste lcuță? Peste lcuță? Da, așa se spune. Mamă, țara, deci eu cu voi aici am învățat. Dar nici eu nu știam asta. Dar nu e că e Republica Moldova, așa se spune. Nu ți-ai prins părul, ștergi blatul cu mâna. Ce vrei, mamă, așa e. Așa la București, mamă, nu e. Așa la București, mamă, da. Trebuie să faci repede totul. Păi ăla tot ăla e zahăr acolo? Ăla așa din fața noastră? Da, nu folosesc pe tot. Ah, ok, că zic că... Nu. Nu știam exact cum ești tu. În dacă alt, am stabilit asta. Nu, pe lângă ești asta, dacă amar, ești... Amar, acru... Dacă vii arogant, acru, pe aici și cum, în funcție de... Nu, e ok, nu-ți mai funcție de cu cât de arogant eram da, eu... Da, exact, îți mai dădeam un pic de zahăr, știți, vreau să-l mai înducem un pic să iasă bine aici. Băi, și dracu, lămâie n-au pregătit că poate eram prea dulce, vezi? Asta nu, n-a intrat în calcul. Nu, păi da, aveam un moldovean aici și știam sigură că... A, că n-are cum. Da, am adică e ok și așa. Ar trebui să ne apucăm să pregătim brânza astăzi. Hai să ne apucăm. Așa, ar vrei să amestești tu? Eu m-am apucat, uite ce. Nu, că uite ăsta, eu pot să Adriana. Ce? Eu să fac. Da. Ce faci? Acum iar eu gătesc. Adică, bine mă, hai, ok. Hai că eu fac pe asta sărată. Așa îmi place mie. Și tu o faci pe aia dulce. Asta e procese diferite de a... Da. Nu, mă, e aceeași chestie. E aceeași chestie, doar că trebuie să pisez. Fac eu cu furculița aici. Adică aia care e pisată deja, nu? Asta e pisată nu, deja, dar dulce. Nu, de vaci, dulce, aha. Normală. Asta este tele mea, e puțin înțeleg, mai sărată ca să... Ca ok. Să, da. Care era visul tău când erai mic? Adică, la modul te gândeai că ajungi la radio? Nu. Nici o clipă, niciodată nu m-am gândit că dar? Nu, eu voiam să fiu fotbalist. Exact. Și? Da. Păi și n-am ajuns, după cum vezi, dar... S-a pierdut pe drum fotbalistul din tine. S-a pierdut în anul întâi de facultate, că până atunci am făcut fotbal. Dar s-a pierdut pentru că eram la Cluj, așa. Aveam și eu 19-20 de ani, am început și eu să fumez. Dar erai golan așa când eram? Da, erai golan. Golan. Ce înseamnă golan? Eram așa, în facultate nu, dar în liceu am fost destul de... Adică eram, da, cu petreceri. Petreceri, fete, chestii de astea. Dar ce-i căutat la Cluj? Măi, inițial am vrut la București. Așa. Și eram setat clar. Da, am intrat și la București și la Cluj. Dar când am venit prima oară în București, nu mi-a plăcut absolut deloc orașul. Mi s-a părut super ciudat, eu venind la într-un oraș mic. La București? Nu, la București. Venind într-un oraș mic, mi s-a părut atât de agitat și atât de plin și atât de nu știu ce și m-am speriat. Așa am zis, bă, eu nu pot stau aici. Așa. Și m-am dus și la Cluj să-mi depun dosarul, oricum voiam să-l depun și acolo și mi s-a părut mai... Ok, mai știu Clujul. Da, el, dar eu, vorbind exact. Atât de mult. Înțelegi cum vorbesc că... Nu, no, exact. Hai să merg. Da. Păi eu mă enervam de dimineață. Păi de asta nu am rămas în Cluj, sincer. A, nu, serios? Da, da, da. Asta a fost motivul? Pentru că n-am putut, eu, după cum vedeți, s-a apucat să așa. Și acolo oamenii sunt foarte calmi, foarte tot ce... oamenii sunt foarte calmi și așezați și... Da. Eu aveam profesori la facultate și nu puteam să... Ce? Mai cu, hai, apucă-mă, hai. Apucă-mă. Apucă-mă.
Așa, spune, continuă. Zic că aveam prof la facultate, gata, nu puteam să urmăresc lecția la facultate, că erau ardeleni care erau la modul nominie copii, amu, scoateți caietele și eram frate, scriam 10 romane de acolo. Și chiar a fost... Bine, adevărat că și tu vorbești repede, adică... Da, eu vorbesc repede. Chiar te vorbești repede. Și dacă da. Și eu vorbeam... Deci nu pot să-l opresc, înțeles? Să zic să dau un stop cadru sau ceva. Dar zine de toate, nu intri timp mai place, știi? Povestești. Și ăsta a fost unul din motivele, bine, motivul principal pentru care n-am rămas în Cluj era faptul că eu ce-mi doream să fac, adică stand-up, nu aveam cum să fac de acolo. Da. Dar... Îți dai seama până râdeau ea la glumele tale? Chiar nu vrei fani ardeleni la emisiunea asta, nu? Chiar nu. Da, nu, că mi-mi plac ardelenii, ok? Nu, da. Zic așa, am făcut, eu acolo am început stand-up-ul. Dar nu putea, pe vremea aia nu se putea face o carieră. Dar râdeau târziu? Râdeau acum râd. Eu făceam numele acum și râd acum. Nu, dar pe vremea aia nu se putea. Acum se poate. Da. Acum și, de exemplu, cum e Mircea Bravo. Ai văzut cum Mircea Bravo? Da. Stă la Cluj, își face treaba. Da. Atunci nu mergea. Atunci trebuia să fii la București. Acum e totul pe online. Dacă se întâmplă asta, în ce an mai? Păi în 2008 am terminat eu liceul, deci undeva în 2010-2011. 31 de ani. Păi să-mi dă seama. Adică iar sunt eu aia bătrână. Da. Tot câți ani ai? Câți îmi dai? După răspunsul ăsta, 5. Deci asta e cea mai nașpa întrebare de ever. 5, nu? Înțelegi? Adică mă, păi de-aia o pun. 34. Aia, mulți ani. Nu pare o zi mai în vârstă de 33. Se aștepta să-i zici mai puțin. Puteți vorbi, continuă. Și asta a fost. După aia am zis, bă, încerc la București, mă rog, povestea e mai lungă, nu contează. Da, da. Cert e că în momentul în care am venit la București, m-am simțit a doua oară. Oricât de lungă ar fi, tu ai fi o tot faci scurtă la câte minute. Da. Nu, dar crede-mă, e foarte lungă povestea. Dar nu m-am simțit acasă în Cluj. Niciodată n-am avut sentimentul ăla de apartenență, da, cât am locuit acolo 3 ani. Iar în București, după aia, pentru că știam ce vreau să fac. Uh-huh. Și când am venit la București, zic, bă, aici e locul meu. Și așa. Dar ai avut emoții când ai început prima dată cu stand-up și cu din astea? Adică să vorbești în față sau chestii? Nu? N-am avut emoții la vorbit în public niciodată, practic. Nici în liceu, că prezentam tot felul de găluțe. Deci era chestia asta. Aveam chestia asta, îmi plăcea atenția, știi, să uită la mine, să le zic eu chestii. Am avut emoții în schimb și mereu am emoții și acum am emoții când urc pe scenă și mai ales când am glume noi. Și când ești cu noi, nu? Cu voi, cele mai mari emoții, dar când am glume noi am emoții cele mai mari. Nu știi ce, dacă prind, dacă nu prind chestii. E ca la o piesă, gen când tu ai o piesă care e clar hit, o cânti știind că e hit. Așa e, exact. Când eu am o piesă care nu știu sigur, poate le place, poate nu le place. Nici tu nu ești... În fața unei femei a avut foarte mari emoții. Da. Dar cum sunt? Povestește. Ce? Erai împiedicat? Dar mereu am avut emoții în fața femeilor și cred că e natural și normal să ai emoții, mai ales dacă e o femeie de care îți place și vrei... Și Adriana are emoții în fața bărbaților. Da? Și cum se manifestă? Uite așa! Uite așa! Nu! Am eu emoții. Ia fă așa pentru show. Caterinca. Caterinca. Băi, emoții, n-ai cum să n-ai. Mai ales dacă îți place de cineva, trebuie să ai emoții. Dacă n-ai emoții, înseamnă că nu îți place. Noi știm, adică cunoaștem sentimentul. Mereu am avut și mie... Te întreb din punct de vedere al unui bărbat. Adică eu personal, nu știu dacă toți bărbații, dar eu personal mereu am avut emoții și consider că durează foarte mult până se leagă între doi oameni o chimie pe toate fondurile și mai ales până se ajunge la a fi confortabil cu un om. Okay. Este... Să intri în zona aia de confort, știi? Să... Foarte greu. Adică e... Foarte, foarte greu. Da. Da, nu știu, nu e așa de greu. Adică... Ba da. Și mi se pare pe toate planurile, și sexual, și de chimie mentală, și pe toate planurile. Și emoțional. Și emoțional este extrem de greu. Niciodată n-am reușit. Adică de aia nici nu prea am avut, de exemplu, one night stands foarte multe. Pentru că mi se pare că nu puteam să cunosc omul atât de mult încât se desfășoare, ne-am cunoscut la 1, la 2 am băut, așa, știi? La 3 adică am mers acasă, la 5 am plecat. Da, e mai sensibil, pe emoțional. Sunt romantici, cu plimbări pe plajă și cărți scrise după aia. Mai ai un prieten rac? Ai și tu un prieten? Pe primul întrebați? Da, Adriana, nu. Că eu nu ți-a zis că îmi dă, pare și cu carbaște și cu verzi și... Culmea, cei mai buni doi prieteni ai mei sunt amândoi raci. Cine? Amândoi căsătoriți. Dar bă... Nu ne interesează. Vezi? Ce să zic? Dar așa. Treaba asta cu cărțile, din câte știu... Așa... Sau am auzit... Ce ai auzit? Sau bănui... Așa... Că... M-a auzit că Andrei.
Mai scot o carte, așa ai auzit? Da. Da, ai auzit bine. Da? Mai scot mai multe cărți. Mai multe cărți. Mai multe, da. Bine, la cât vorbește, stai seama. Trebuie să ai acolo ciorna. Auzi, dar știi, sunt curioasă, cine scrie după dictare? După dictare? Ar fi bine dacă s-ar putea asta. Chiar este un program, pe Apple merge, dar nu merge în română. Știi? Trebuie să dictezi în engleză, eventual, dacă vrei. Și e mai greu, aș prefera să pot să vorbesc cărțile, dar... faci bani? Te-ai îmbogățit? Din ce? Din cărți. Din cărți. Ce înseamnă îmbogățit? Păi nu știu, întreb așa dacă... Păi de îmbogățit, ce, da, depinde... Nu știu, peste milion. Un milion de lei sau de euro? De euro. No. Din cărți în România? Ești acolo, Andrei Ciobanu, bestseller, păi da, ești în România. Ecranizare... No. N-ai cum, adică în România, ca să faci un milion de euro din cărți, trebuie să vinzi, să inventezi încă o dată limba. Trebuie să faci dicționarul. Nu există, n-ai nicio șansă. Dar cum a fost experiența asta când ai jucat în filmul? Vrei să spune? Ce? Ce film? Da, normal, păi de ce Suge stă... sau O? Păi nu, filmul e O. Nu, e O. Cartea e Suge. Știu, păi am vrut să întreb dacă e Suge sau O. Nu, filmul e O. Sau O ce? Știu, știu. O Ramona. Sugeo e la cărți. E bine că a fost așa, că se face și o diferență, știi? Pentru că la O Ramona e viziunea regizorală. Și la Sugeo Ramona, adică, de exemplu, sunt oameni care după film au întrebat pe mine: doamne, dar de ce acolo? Nu pe mine mă întreb. Da, exact. Nu-i, da, da, pe mine întreabă de cărți. Scenariu? Ba da, dar scenariul e scris după cum vrea regizorul. Ah, ok. Și oricum deci e diferit, nu știi cum citești o carte, orice film diferită față de film, adică n-are niciun fel de legătură. Și ai simțit vreo diferență în chestia asta? Că e o diferență, stand-up și actorie, știi? Da, adică... nu sunt foarte bun. Adică nu, consider că mă pricep mai bine la stand-up decât la a juca. Mie și în sketch-urile pe care le fac cu Ionuț. Ionuț e talentat, chiar e foarte talentat la actorie și e un actor foarte, foarte bun. Așa. Eu sunt de la supportive, știi? Uh-huh. De la care nu trebuie să joace foarte mult. Da, adică așa. Și el făcea pe aici pe Nisnaiu, știi? Da, nu, mă, nu, ce? E super modest. Eu, da, mamă, e super modest, e super băiat oricum. Bine, și tu ești, adică, dar o să zic data viitoare. La următorul invitat, știi? Da, nu-ți spun acum. Și a fost ok, ai intrat în pielea personajului toate... Păi era un barman, până la urmă, un barman ale cărui replici eu le-am scris. Adică ce putea ce fi putea așa, să fie mai greu, așa de complicat? Ce putea să fie mai greu? Da, Adriana? Da. Hai să vă terminăm cu brânza. O să crească asta. Ce vrei să fac? Să bați două ouă acolo. Dar tu nu? Cum e, cu ouă și în brânză? Uite așa. Da, ia. Pune două ouă și în brânză. Aia, ce? Dar de ce? Ca să se lege. Dar ce, e dezlegată? E dezlegată. I-am dat dezlegare. I-am dat dezlegare. Uite așa. Aha, am înțeles. Și tu o faci pe aia sărată, nu? Da, da. Din câte mi-am dat aminte. Practic e inversul unei omlete, din câte văd eu aici. Exact, ceva de genul. E mai mult brânză cu... Hai că învăț și eu acum să... Să faci plăcinte? Da, o să mă apuc de făcut plăcinte, îți dai seama. Așa, și mai pun și niște zahăr aici. Da, tu pui zahăr. Eu nu mai pun sare, că deja e perfect. Pun și niște esență de vanilie. Vezi? Uitam faci la... și tu. Facta. La ce? La ce? La mierea. La mierea de aici. E o miere. Ce ascund fetele sub masa de gătit? Mai bine nu. Ce ascund fetele sub buric? Da. Știi că asta ne vine până la buric? Ai, vă spun. Vezi? Bine. Mie nu vine până la buric, dar mă rog. Nu putem să spunem ce ascund chiar acolo. Chiar n-aș să întreb, adică... Deja am vorbit prea mult, adică las-o așa. Auzi, dar chiar te crezi Dumnezeu? Nu, Doamne ferește. Îți dai seama că e o întrebare sub formă de glumă. Adică... Cu bunica mi-a fost complicat. Așa? Când am scos Dumnezeu și Satana cartea. Că i-am trimis și lui cartea, e prima, pentru că ideea care? Gândește că el are un nepot care a scris 3 cărți și el nu poate să citească niciuna, că două, așa? Și cealaltă e cu religie, că nu merge, nu, el e un om, mă rog. N-are legătură neapărat cu religia cartea, dar oricum, n-ai cu Dumnezeu, Satan, în fine. Și a fost amuzant că pentru primele două nu m-a certat, dar pentru asta mi-a zis, băi, nu știu, nu se poate, astea, măi, mama, așa ceva, da. Bine, am explicat că nu are neapărat legătură, nu e o carte împotriva religiei sau ceva, dar a fost așa, știi că eu nu scoase. Reticentă. Da, bine. Dar banii îți plac? Mă rog, o contează. Îți place, că nu mai îmi dai pe ascuns. Îți dădea bunica ta bani? Ne-ai zis, tataie, banii sunt ochii Domnului. Exact, da. Dar îmi dădea bunica mea bani și bunica mea îmi dă și acum bani, deși nu am nevoie, dar el tot îmi trimite bani. Dar așa fac. Vino puțin
și spate, știi? Da, bunica mea așa făcea mereu. Bunica mea cumva credea că se ascunde de bunica mea, parcă el nu știa câți bani au în casă, da, știi? Da, da. Și venea și spunea al bunica mea: Vali, du-te, pune-i lui Andrei, am eu o pungă în cameră, pune-i niște făină pentru maică-sa. Și bunica mea se făcea tot jocul ăla, se ducea și punea așa și ia scotea bani și îmi dădea și gen ne prefăceam cu toții că nu știe nimeni, nimeni, nimic. Nimeni. Bunica. Da, și băga, mă rog. Normal, dar așa fac bunici, n-ai. Na. E. Și mai mai face la fel, știi? Mai dă bani să pe ascuns, să-l vadă tacă, nu știu. Așa face? Să da. Și că hai că îți mai dau și niște bani, știi? Zice, da, acolo. Nu mi-ai spune textul. Să-ți mai dai și el. Da, e secretul ăla, știi? Nu mi-ai spune textul, da. Ce vreau, mama e mama, îți dai seama. Era acolo pe felie tot timpul când făceam câte ceva, adică. Și când făceai prostii? Și ce prostii făceai? Nu. Nu. Mă, tu ești invitată. Păi da, poate vor oameni să afle. Nu că oamenii s-au blocat. A, au aflat. Da. Făceam prostii, îți dai seama. Și cum e, ca orice adolescentă, te machiai, tăceai la club, pe furiș, chestii de genul ăsta. Păi cu un băiat, nu știu. Prin fața porții, că eram prea mici să plecăm pe undeva. Ok, adică, nu era. Și plus că de ce să mai pleci, că erai deja la mare, adică... Exact, exact, da. Mamă, dar tu știi că asta era cea mai mare problemă tot timpul, pentru că tot timpul prietenii mei plecau de 1 mai, Costine și Neptun, stăteau acolo. Și tu nu. Nu mă lăsa, mă! Pau, da. Păi da, mama aia... Te lăsa să te depravezi, mă. Stai că nici mama aia nu te lăsa. Nu mă lăsa, deci era Dana mai mare la 2 pași, ai mei stau și foarte aproape de mare, știi? Da. Ah, că au casă foarte aproape de mare, săraci. Așa, săraci. Și nu mă lăsa, Dana mare aici la 2 pași. Eu pe Alexandra și hai, du-te. Știi? Nu mă lăsau. Da, și stăteam ca fraiera, frate, acasă și uite că m-am făcut mare, da, și mă duc unde vreau eu. Acum și gata. Și adică le-am arătat urmă. Da, nu exact. Fac nimic, stau acasă și acum. Abia aștept să ajung să dorm, să beau ceva acasă la, și cam mai acolo, la mine trebuie, mai trebuie o nouă aici. De ce nu s-a legat brânza? Nu s-a legat? Umbră dezlegată în continuare? Da, mă, dar așa e. Așa sunt brânzele, oricum știi că faci. Păi eu, ce nu știi, când duci la preot și stai dezlegat. Dezlegat la brânză, da, exact. Dezleg de... Dar de pleci la sală după ce... Mai eu? Da. Nu mai fac sală. Nu mai fac sală? M-am de ce? Nu mai vreau. Serios? Mm-hmm. Mamă, ce tare! Și cum te menții? Încerc să mă mențin din mâncare. Să... A, bine ai venit la noi, da. Da, aia mă gândeam. Am făcut sală. Mă rog, m-am îngreșat la un moment dat foarte tare, nu știu de ce. Erai la da, față. Da, și la mine aici se pune. Așa. Dar eram, nu, credem, doar la față. Ha. Adică am ajuns la performanța extraordinară de a avea 112 kg. Wow! Exact, da. Așa, în condițiile în care acum am 92, ca să înțelegeți. Da. Da, și mă rog, după ce am slăbit, am zis că de nu mai pot. De ce îți scanezi Adriana așa din cap în picioare? Te-am văzut pe mine, te-am văzut să-i pun o întrebare, dar nu-i. Ce? Hai zi. Acum zi și tăiem. Zi, fata. Zi, dacă... Cine și bun? Mai vedeai? Aveai burtă mare? Da, vedeam. Vedeam, dar gândește că eu fiind foarte mult... mi-a căzut la valera. Eu fiind așa? Foarte mult, nu prea... Eu nu fac burtă de aia, știi? Nu... Dar n-ai un buzunar? Ba da. Ba da, dacă vrei. Da? Da. Ha. Mersi. Da, deci ca să-ți răspund la întrebare, eu nu, e la mine foarte complicat să fac burtă de aia foarte mare, pentru că eu sunt mult și la mine se pune de jos până, da, sus. Până sus. Dar se pune aici. Eu când mă îngraș, primul e aici. Eu și așa în fața asta de ou, știi? Așa, da. Bă, și când pun 2-3 kg, aici mă. Deci eu pot să fiu super, eu aveam, pot să poze, aveam momente în care eram super fiți așa, și aici, în continuare, și am frate. Dar de poți ce? Să-ți faci ceva, știi? N-am ce să dar fac. Ce să-ți facă? Dacă nu slăbește? Slăbește, se duce. Da. Aia e, soarta n-a ia vezi s-a... A luat-o. Eu să mă uit? Ia uite tu, ia zi. Ia să mă uit. A crescut? Bine, bine. O, da, doamne, a crescut. Da, da, da. Bine să cred. Unde pune Andra mâna crește, vezi? Ai văzut? Și se umple, aparent. Dar luat. Bă, dar lumea prostie în emisiunea asta... Noi trebuie să fim fete serioase. Dar de ce mă eu asta sunt? Ce vrei, frate? Zic fix ce am în cap, aia scuip. Ce să... Păi nu, serios, adică să mă dau minima. Hai, de repetat. Și că... de, nu, repetat. De la unele mă abțin. Dar ce pot să spun, spun. Așa, să știi. Dacă îți convine, îți convine. Dacă da, exact. Dacă nu, dar e pe interes, mă, nu, ideea că are un scop. Mereu, cine? Ea are un scop. Nu? Da. Nu e adevărat. Ce nu? Ce scop am? Ne certăm acum în fața camerei. Hai să ce vedem. Interes?
Nu, nu interes, iartă-mă, scop. De am și... Păi n-am acum. Nu mai am. Nu mai, scop. Ești without scop. Scopless. Gata, nu mai am niciun scop. E ok. Îl mai las un pic să crească. Bun. Dar cât trebuie să crească? Cât? Nu știu. Cam cât așa? Normal, vreo trebuie să-l lăsăm la dos, vreo 40 de minute. Ce? Da, așa, da, vreo 40 de minute, dar nu o să lăsăm, chiar 40 de minute. Eu cred că pot să mă apuc să-l întind. Bine, pe camera nu o să se vadă alea 40 de minute. Nu, îți dai seama. Să ai să râzi, episodul cu Ionuț are o oră. Mamă, Ionuț a vorbit o oră? Da. Vai de mine. Da, fix da. Adică ce am plecat de la început cu emisiunea asta cu 20 de minute episodul, cam zis, na, să fie ok. Care uite cum face! Și oamenii din spate care zic, da, pe noi ne plătiți două fotobani. Mă rog, asta e de fapt, nu înțeleg. Ce faci? Aveam voie să nu avem voie, nu? Ba da! Aveam voie? Da! Perfect! Tot! Dar nu tăiem, să știi! Dar nu tăiați! Adică, nu e reality, adică ce ne vine? Bine, avem acolo așa o chestie, știi, cu o treabă, cum să o luăm, în ce parte să o ducem. Da, dacă vreți sponsor la emisiune, nu puteți lăsați invitați ca mine care spun chestii de genul ăsta. Păi de ce? Că nu se asociază oamenii, că e greu cu publicitatea să spună Bianca. E greu. Bianca a zis, a dat ok, dacă Bianca, pe la tine vedem. Dacă nu să vorbiți vulgar. Nu. Dar nu am o ce am vorbit vulgar. Acum? Îi punem bip. Doar am intuit. Atâta tot. Eu am. Am intuit vulgaritatea, adică nu. Așa, dar ne mai trebuie puțin făină și nu cred că am lăsat ca să... Nu mai avem făină! Las că facem cu ulei, stai liniștită. Și gata, nu-ți mai... Deci ce? Deci ce? Ai țipat tare? Deci problema e că nu poți să întinzi asta, nu? Ba, stai că știu că am văzut. Pot să întind. Știi ce bine pot să întind? Aha. Ia. Știi ce vreau să faci? Nu. Să pregătești tava aia. Da. De cuptor. Nu zice că e în cuptor. Nu e în cuptor. Și aș să-mi pui o... Primim tava. Imediat. De copt. Da. Așa. Așa. Aia o să-l fac cu ulei. Și gata. Și acum e procesul ăla de aia? Da. Aia, ține-o minte. Da, ăla e. Uite, o să-l adic un pic. Cum se cheamă ăsta la tine? Sucitor. Și la tine? Citor. Cum? Citor. Cum? Citor. Citor? Da, citor. Ei, n-au avut timp să zică sucitor. Da, ești da. Citor, dă citorul, ei, adu citorul, faci. Dar la tine cum? Blie, la mine tot sucitor. Sucitor. Și ăla? Ăsta cum e? Cum se cheamă? Fund. Da, așa mi-a tot. Dar n-ardeal se zice dop sau nu, dob, dob, cum se zice? Am uitat. Parcă. Uite că mai primim una. Pui! Nu! Andra, iei tu tava, te rog? Da. Mamă, Râm, ce faci? Doamne, maică! Ia mă să vedem. Ia să vedem. Băi, sper să nu se lipească dacă nu mai avem făină. Ne-ar trebui puțin ulei, cred. Nu? Nu mă las, o reglăm din pâine. Ia să vezi. Jumate-jumate, da? Jumătate tu, jumătate... Bă, dar ce voce de... Am câteva mănere. Da? Da. Da? Da. Așa, dar simt noi că ai cântat la un moment dat, din surse... Sigure. Sigure. Așa. O Ramona. Ai făcut tu la un moment dat ceva cu Ramona, made in România. Eu? Tu. Nu? Da, da. A, că am făcut piesa de la filmul Ramona, că am finalizat-o cu Smiley, da. Da. Ai făcut-o? Am făcut și asta, ce să... Ai dat-o și am dat. Ne place, mă, lăutăria, despre ce să... Mi-e place, n-am nicio treabă. Thank you.
Am revenit, am băgat brânzoaicele la cuptor. După cum s-a văzut, a trebuit să întindem foaia de plăcintă, să facem așa cu castronul niște cerculețe. Le-am împăturit și o să stea la cuptor pentru vreo 20 de minute, cam așa. Între timp, noi mai vorbim cu Andrei, bineînțeles! Yes! Ce bine, n-am mai vorbit ce de mult! Ce mai faci, măi, Andrei? Bă, uite bine pe aici, tu ce faci? Băi, uite, dacă tot a fost așa o glumiță la început și... că a fost glumiță. Așa. Ce? Vreau să te întreb cum ar trebui să arate o femeie ideală pentru tine, exceptând iubita ta. Dar nu aș zis nimic ideală. E... da. Nu, adică cred, așa, nu cred că există femeie ideală. Pot să spun ce îmi place la o femeie. Da, așa. La femeie ideală, în afară de... n-am. Da, nu, încercați să mă gândesc de ce actrițe sau așa. Nu, sunt femei foarte frumoase. De exemplu, fata aia, v-ați uitat la Game of Thrones? Da. Te-ai uitat? Aia care joacă pe Missandei, nu știu cum o cheamă. Care a jucat și în Fast and Furious. Este foarte frumoasă. Știu, știu despre cine vorbești. Știu. Sunt multe femei frumoase. Pentru mine personal, mie îmi plac femeile brunete. Așa. Mi-a plăcut. De ce? Nu, ce așa, că gen, nu că blondele nu sunt frumoase. Nu contează, Andrei, frumoase, eu pot să mă vopsesc, adică, ah, okay, știi? Okay, okay. Într-o secundă. Așa. Păi, ai și tu blondă părul ăla. Da. Îmi dă dracu de blondă. Unde ești, mă, blondă? Aia uite, pe, vezi, nu, vezi. Nu, așa. Cunosc deci să stau mai departe de Andrei, nu? Da, da. Deci, da, în primul rând, da, mereu mi-a plăcut femeile părul închis la culoare. Și mi se pare foarte important la o femeie să aibă autoironie. Da. Adică nu-mi plac femeile alea care n-au, nu fac glume despre ele, știi? Sau nu poți să faci o caterincă despre ele că, a, doamne, stai puțin că nu poți să zici asta. Ce e asta? Pick me, pick me, că nu așa. Sunt așa. A, așa? Și în principiu să fie, de exemplu, eu sunt genul de om care eu am nevoie de me time. Știi? Am nevoie de timpul meu. Da. Să nu-ți invadeze spațiul. Nu să nu-mi invadeze spațiul, dar mie, cunosc cupluri care bătă toată ziua. Da, a, nici eu nu mai. Și frate, nu că e bine sau rău, dar gen, lasă-mă, mă joc pe FIFA. Da, tu cu tine, știi, o chestie. Da. Da. Sunt oameni care n-au. Nu, mă, dacă el nu joacă FIFA, nu joacă el cu el. Joacă cu cine joci. Cu Ionuț, cu cine joc, nu contează. Poți să mă joc și pe ele, nu despre asta e vorba. Dar sunt, cunosc oameni, chiar am prieteni, care sunt foarte, cum să zic eu... Super așa, exact cum spune. Da, și depinde, și țin partenerul sub presiune, știi? Păi mai dă, mai lasă-mă. Mă drag să respir. Ce e asta? Exact. Unde ești? Dar ce faci? Și în aia cu poze, își trimit poze la fiecare secundă? Să că, dar lasă-i pe ăștia, știi pe aia care sună cu vidă? Da, așa e, se ne vanți. Nu, dar nu, eu nu mă refer la neapărat la asta. De exemplu, uite, eu am prieteni, dau un exemplu. Am concret prieteni care noi când facem o seară de FIFA cu băieții, care se întâmplă oricum la câteva luni, așa. Ei preferă, dar nu că nu-i lasă. Ei preferă să stea cu iubita. Ei nu au nevoie de chestia asta, știi? Gen, bă, mă duc eu cu băieții la o bere. Nu. Ele, de multe ori, ele insistă. Bă, du-te mă și tu, că se văd aia. Nu, că las, că e ok, că nu știu ce, știi? Eu nu zic că e greșit așa. Eu da, nici, da, trebuie să ai o seară cu băieții, trebuie să ai o seară cu fetele, da, mai ești, mai... Și tu ce spui, da, adică până la în acel moment să fii într-o relație, păi ai avut și tu viața ta. Și părerea mea e că trebuie să, nu trebuie să aveți neapărat doar aceiași prieteni. Adică tu poți să ai niște prieteni care să ieși și să aibă prieteni. Până să mă întâlnesc cu tine, am avut viața. Da. Eu așa sunt. Unii nu înțeleg chestia asta, știi? Dar de multe ori să știi că ei sunt ăștia care nu înțeleg. Zic și eu acum. Bărbații? Da. Sunt, da, cunosc și cazuri de astea, da, de bărbați care n-ai voie să ieși decât cu mine sau ieși doar împreună sau știi, nu există... Cum adică da, la majoritatea au văzut la femei. Când nu ai prieteni care vin la FIFA și sună non-stop, iubita. Nu care sună, am mai mult care sunt sunați. Așa da, care se sună, da, așa. Cumva, da. Adică nu, da, adică să-i sune acolo, iubita, clar, să-i sune da, iubita, da. Da. Ba da. Ce faci? Când mai stai? Tocăniță, da, în cap așa. Dar unde ai dus? Dar cu cine? Dar cu cine ești acolo? Dar ce faci? Nici măcar nu e vorba de explicații, că uneori se întâmplă, gen doar sună, doar așa, gen, vezi că n-am, a trebuit să fac... Ești tu niște banane, știi? Mi se pare că nu trebuie să, fiecare trebuie să-i respecte timpul celuilalt. Gen, eu, de exemplu, dacă mă duc la FIFA, să zic, sau mă duc la unde mă duc eu, sau tu te duci cu fetele. Eu dacă vreau să zic ceva, doar dacă e ceva super urgent, bă, vezi că trebuie neapărat. Urgent, îți scriu, da, exact. Dar altfel, mă sun tu când termin și eu dacă e, spun, bă, nu uita, ia și tu o pâine când vii. Exact, termin, ia pâine, știi, adică fix asta e. Mi se pare nașpa când deranjezi omul, nu când deranjezi, când nu e ceva urgent, dar doar ca să sâcâi tu să... Uh-huh. Și vezi că am văzut în, știi, da. Eu așa sunt, exact. Nu, dar așa e, dar cum ți se pare chestia asta cu Bill Gates? Am văzut că ai comentat, de aia te Gates. Întreb. Ah, da. Băi, dacă nici ăla nu poate să fac fericit o femeie, nu știu cine, sincer, 170 de miliarde de euro.
Nasol e că trebuie să dea jumate, asta e nasol. Asta e partea proastă. Asta e, riscul meseriei. Ce dar cum faci? Dai seama. Dar știi de ce? Știi, acum fără Caterinca, s-a aflat motivul. Că din cauza fostei iubite a lui Bill Gates. Căci că are o relație foarte ciudată cu fosta lui iubită, care și-a măritată la rândul ei. Adică sunt prieteni. Sunt prieteni, dar foarte prieteni. Gen, se duc în vacanțe ei, doi. Pe ce? Știi când ziceam că și-am nevoie de mai me time? Da. E prea mult. Prea mult me time. Da, și mie mi se pare. Adică deja, acum nu știu dacă e adevărat. Am citit chiar azi un articol despre asta, căci că asta ar fi dus la divorț. Cred că sughiță săracu acum. Da, bine. Hai să vorbim. Hai să ne povestești un moment penibil. Vrei de tine la un date? La un date? Da. Păi, pot să vă zic că, da, primul capitol din Ramona e foarte, foarte penibil a fost. Mm-hmm. Mă rog. Povestește-ne, poate sunt oameni care n-au citit. Și gen voi? Și... Nu, eu am citit, să știi. Da, în Constanța a avut succes. Eu cu aia, cu Andrei, nu. Nu, a fost, a fost nasol ăla, dar nu știu care să-l povestesc pe ăla, că îl cam știu. Nu povestește penibil, la modul Adriana se referă la faptul că eu în primul episod am povestit ceva penibil. Ce? S-a căcat pe ea. Ok. Ți-ai zis foarte dacă ai povestit-o. La un date? Dar de, cu cine? Cât de tare te-a speriat? Bun. Yeah. Asta a fost un exemplu. Am avut și eu de asta, dar chiar nu m-am, nu până acolo. Păi bine, nu până nici până acolo. Dar eu mai... 5 minute după a fost haosul și după așa. Nu, la mine nu s-a ajuns acolo, dar la mine a fost foarte amuzat. Bine, eram în clasa 8-a, 7-a, 8-a, ceva de genul ăsta. Mă rog, vi-l zic, ăsta chiar nu l-am povestit nicăieri. Dar... În premieră. Da. Îmi plăcea de o fată și fata ei ne-a chemat la ea că a făcut mai exa pizza. Așa. În fine, și mai că s-a făcut o pizza de casă cu ceva brânză, nu de care, da, care așa. Nu știu de unde era asta, ce făcea. În fine, și noi am mâncat o bucată de pizza fiecare și v-a luat imediat. Nu era nimic. Nu. A fost nu s-a întâmplat nimic. Bine, simțeam așa niște chestii, că gen, dar nu la modul grav. Bolboroseală așa. În fine, da. Și a fost da, stăteam acolo după ce am mâncat noi pizza, la o vorbă la o caterincă și la un moment dat s-a dus cumva discuția în sport, în așa eu jucam fotbal, nu știu ce. În fine. Tu erai personajul principal. A fost, nu mai știu de unde și până unde, s-a ajuns în punctul în care eu am zis, da, ce mă crezi că eu nu pot să fac 10 flotări? Și a zis, da, nu cred că pot să faci. Am zis, e, nu, vrei să arăt acum? Și am zis, hai să arăt. Și când m-am pus să fac flotări, vă imaginați ce s-a întâmplat? Ce? Am făcut, deci eram așa cu mâinile așa. Și m-am lăsat așa și când am împins, aici... Aia a fost... Amuzant a fost, deci cea mai tare a fost vara mea, că vara mea era și ea cu noi. Așa. Eram la date, eram... Da. Family time. Eu am avut o idee genială că am zis, aureu! Și vara mea, dar vara mea s-a prins, ce s-a întâmplat? Cred că mi-a rupt pantaloni. Și ea zice, cum? Și eu zic, nu știu cum, dar parcă a pocnit ceva la cusătură. Și vara mea zice, da, și eu am auzit. Și eu zic, nu, păi... Și aia zice, da, și prietena care îmi plăcea mie, pe care n-am mai cucerit-o, așa a zis, dar cum ai reușit? Că gen, eu n-am făcut nicio mișcare care să necesite picioarele, știi? Și am zis, așa pățesc eu când fac flotări, știi? Și vara mea zice, și vara mea mi-a zis, hai de mine, hai să-ți... Și zic lui vara mea, uite-te să vezi, știu eu. Și vara mea s-a uitat, nu era nimic, îți dai seama, și zice, Doamne, ai rupt. Și ea, știi, că s-a prins. Și asta tipa zice, ia să văd și eu, nu lasă, stai. Crede-mă pe cuvânt, s-au rupt, îți rupt. Mamă, deci și azi femeia zice, dă-mă că ți-i cos, nu mai fiu, în sire trebuie să-i aruncăm. Trebuie să iar cu noi. Păi și ce-ai făcut? M-a crezut. Am avut noroc că n-a fost... A fost doar audio. N-a fost, okay. Știi? Da. Și m-a crezut. Da. Și noroc de varmea, că varmea s-a prins. Mama, și mi-a făcut loc. Că a fost ok, adică nu, ai fost ok. Uite, vezi? Ce, fiecare, asta îți spuneam, că tu nu mă lăsai să povestesc la început. Deci, nu cred că povestesc cuptorul. Cuptorul! Mai lasă-l un pic, că nu-ți gata. Ia vino să vezi. De unde știi? Simt. Mai lasă un 5 minute. Așa, mai până 5 minute. Băi, am râs cu lacrimi, ești nebun? Doamne ferește. Sunt foarte amuzant. Serios? Foarte amuzant. Crezi? Nu, dar asta chiar s-a întâmplat. Adică ce a fost foarte dubios. Da. Dar a fost dubios până după aia chiar a crezut. Da, nu, eu te cred și știu. Adică, hai să fim serioși, că ea s-a luat de mine că
Băi, nu cred că povestești treaba asta, știi? Dar nu mă luam de tine. Adică era așa uimită, nu cred că povestești treaba asta. Nici nu știam cu asta. Oameni, toată lumea povestește. Mai am o poveste, nu vă zic că vreau să scriu pe asta, mă rog, vă zic dacă vreți off the record după aia, dar da, da. Așa penibil, dar nu e pe filiera asta, e pe altă filieră, dar tot, la sol. Am mai avut și eu, nu mai zic, gata, mă abțin. Nu mai, o zic după, știi? Și aia e. Avem un joc pentru tine. Un joc? Da. Ce bine. Ce jucăm? Așa, se numește Continuă fraza. Ok. Te bagi? Te bagi? Acum să nu. Cercetătorii britanici au descoperit că... Trebuie să fiu amuzant sau doar creativ? Da, cum vrei tu. Au descoperit că... Că... Bill Gates într-adevăr a cipat românii și de asta stătea, de aia n-aveam autostrăzi. A venit Bill Gates cu vaccinul, că altfel bună. Sute de mii de kilometri de autostradă aveam. Dar Bill Gates, Bill, nebunule. Vinovat. Cel mai rău mă enervează? Ipocrizia, subiectivismul și dublu standard. Mă simt fericit atunci când? Mă joc Dota. Ce e aia? Exact, un joc, da. Dota, okay. E de strategie. Nu chiar. Ceva? Fel. De ce? E un joc. Eu sunt geek așa, de fapt. Știi, sunt... Ai învățat bine la școală? Da, foarte bine. Erai premiant? Da. Ce notă ai avut? Mari. Ce înseamnă mari? Nu mai știu, dar bine mă, pe vremea mea chiar se făcea școală. Nu bine, și la... pe a mea la fel. Nu mai știu, am luat bacul, am luat cu 9, 30 ceva, parcă. Da. Da. Dacă aș fi președinte, aș... Merge la ski. Așa? Păi nu asta faci președintele. Asta îi face și tu? Într-o lume ideală, oamenii ar... Fi mai puțin falși. Doamne, adică n-am avea influenceri. În fine. Femeile? Sunt minunate. Mulțumim. Cel mai rău mă sperie? Gândacii, păianjenii și câinii. That's și it, asta? Da. Am surcat bine, ok? Da. Și nu mâncăm sau tot plămân stau? Nu, that's it cu jocul. Dar nu mai mănânci prea spontan. Acum mănânci. Da. Imediat îți dăm mâncare. Mâncăm, gata. Stai așa să mă uit aici ce se întâmplă. Da, ok. Era mai fan dacă răspundeați și voi, gen, știi, ca să fie ca un battle, așa, ca o chestie, ca o... Hei, cum? Eu mă simt fericit când... Ba nu, eu da, mă simt fericit când... Da, puteți să răspundeți și noi. Bun. Cel mai mult îmi place. Okay. Mâncarea. Am înțeles. Mâncarea. Ok. N-am putut să mai concentrez. Mă simt trist atunci când nu mănânc, hai zi, nu, când nu mănânc. Când da, să știi, când nu mănânc, serios. Mă doare capul. Pe tine. Da. Când văd oameni răi. Păi și înseamnă că te simți tristă tot timpul, că e... Da. Așa, când îi văd mai răi. Așa, că se înresc mult mai mult în loc să fie mai... Ha. Dacă aș fi președintele României, aș renunța la județul? Dobrogea. La zona Dobrogea. Tulcea. Aia, nu prea e județul Dobrogea, dar... Zona, mă. Cred că... Eu la Tulcea. La Tulcea? De ce? Da. Mamă, lui. Conduc atât de prost. Și o Vaslui. Serios. Tu Vaslui? Că ce? Să nu mai bată femeile. Să nu mai bată femeile. Să crezi că doar în Vaslui se întâmplă asta? Nu, tot conduc prost, tot din cauza asta. A, femeile sunt ok, poți le bată. Să nu mai conduc prost. Și... Așa mi se pare mie, că așa din Tulcea conduc foarte prost. Nu știu. Pe că e mai aproape Vaslui, mai aproape de ea. Cel mai tare mai enervează bărbații care? Mint. Se pensează. Asta te deranjează cel mai tare la un bărbat? Da, pentru că de aici pleacă toată chestia. De aici pleacă problemele. De aici pleacă problemele, exact. Așa și cel mai frumos moment este când? Bea un pahar de prosecco seara, așa, liniștită. Și mănânci. Și mănânc. Și eu stau la plajă. Bine, ea n-avea cum. Și sunt gata și brânzoaicele. Și sunt gata, brânzoaicele. Păi și care e mâncarea ta preferată? Dacă cartofi prăjiți. Și-o da? Tot? Orice. Cartofi prăjiți. Cu nimic? Cu orice, dar cartofi prăjiți. Cu mici, cu muștar, cu ceafă, cu din astea. Da, important e să fie cartofi. Da, să fie cartofi. Na. Păi și de ce n-ați făcut cartofi prăjiți azi? Păi nu... Trebuia să facem noi, tot să te impresionăm. Ah, ok, gata, am înțeles. Așa, hai să facem felul următor. Punem asta așa. Ia, m-a ajuns tu cu...
mânușile, să nu mă da. Ard, că și așa m-am ars în viața asta. Cred că vorbim despre lucruri diferite, dar da, nu o să da, intrăm da, în... Da. Poți îngrijă? Mamă, ce fain arată! A, chiar par bune! Chiar... Dar tu ce par crezi? Bune? Nu, pune pe ăla, așa. Păi nu, că n-am. Aveam așteptări. Aveai sau nu? Nu, n-aveam. De la noi ai văzut așa? Păi nu, dar gen, la mine plăcintele face doar bunica mea și voi nu sunteți bunica mea și atunci... Păi nu, ce bine că nu suntem bunica ta. Aia zic, ar fi fost chiar ciudat să fi fost bunica mea. Nu, arată foarte bine, cum să nu, dar am nevoie de ceva. Astea sunt dulci. Și astea cred că sunt sărate. Ia să ne, cred că pot să iau asta de aici. Care sunt dulci și care sunt sărate? Că nu mai știu. Îți zic eu, astea sunt dulci. Dulci, da. De, de ce? Bazat pe ce? Și astea sunt sărate. Din cauza brânzei. Da, astea sunt adică sărate. E mai apoasă brânza la... Sunt sigur că spuneți animerea la oricum. Nu, și are... E, serios? Vezi, are granule, e granulată. Ia, pune-le pe astea dulci. Pe farfurie și le pun eu pe astea alte. Păi, arată foarte bine. Mamă, ce frig. Stai că durează un pic. Cine să mănânce fată astea acum, că frig de rup? Păi las că se răcesc, nu-i problemă. Mai facem un... Numai ne-a arătat așa și... Păi aia, acasă, gata. Nu. Așa. Odată. Așa. Ia asta de aici. Cred că cel mai greu lucru la găti, mi se pare că e să faci plating sau cum se cheamă. Dar nu e ce plating să faci la asta. Nu, asta nu, dar zic așa, mi se pare că de atât de multe ori am mâncat mâncare atât de proastă, dar atât de frumoasă. Știi, bă, arăta excepțional și când mâncai, faoleu, ce mizere. Trebuie să luăm ăla pentru... Unde? Deci. Mamă, ce bine arată, mă. O, Doamne. Gata. Cât de tare ar fi să fie alea? Dulci? Nu, astea sunt. Băi, mie mi se pare că au ieșit blană. Nu știu. Ia zi. Nu, blană e la alt radio. La noi e mișto. E mișto. Au ieșit mișto. Așa, astea sunt dulci, le-am pudrat cu zahăr, astea sărate și... Și cred că fric tare, dar abia aștept să mă bag în ele, adică nu mai pot. Păi și de care vrei? Sărata. Și tu? De care vrei? Eu vreau dulce. Și eu tot sărata. Da, îmi place și mai eu sunt destul de dulce, de-aia mănânc sărat. Dar pot să încerc și din cele dulci. Și. Nu, dar ai dreptul la una. Nu, dar trebuie să alegi. În viață trebuie să alegi. Foarte tare, deci o să trebuiască să luăm niște cuțite. Ia. Poftim, ție odată. Mulțumesc, așa, trebuie să vă zic dacă-s bune, mănânc, că nu-mi plac reacția. Dar cred că ar trebui cu celălalt cuțit. Cel galben. Ia vezi. Uite, ai și unul și altul. Vezi? Asta hai să vedem. Cine mănâncă cu cuțitul și furculița plăcinte? Unde? Păi frig. Ah, bine, tu crezi că iei în mână așa și să... Nu. Dar e frige. Frige tare? Ia vezi. M-am frig. Umplutura o să... Aoleo. Ia. Ia. Mamă, ce bune sunt. Bune? Ce bune sunt. Hai, tu... Păi dar frig. Nu mi-e frică, dar... Ia. Deci tu vrei dulce. Da. Hai să vedem. Gata. Dar vezi că fac ca șef, zic cum. Mulțumesc. Mamă, dar vezi că frige rău. Păi hai că mai stau. Frige tare. Și noi... Nu pot să-i spun. Cred că umplutura e problema. Păi e la umplutură, da. În viață trebuie să... Cum e și vorba, trebuie să sufli și în plăcinte. Dacă te-ai ars o dată... De care ai gustat? Opa. Dulce, vezi că scap, bravo. Blană? Da. Știi, mă, să gătim. Și că iar ne lăudăm singure. Acum ți-ai dat seama! Ia. Și gustă și din aia. Că e prea... E prea ca nea. Păi bună. Bună, nu? Da. Ce s-ar fi gândit, nu? Eu direct pe... Au găsit scorțișoară sau? Nu. Nu scorțișoară, ceva... Vanilie. Vanilie. Da. O, da. Chiar bun. Așa. Blană, astea sărate, mamă, sunt super bine. Stai că astea dulce sunt faine. Mulțumim frumos, Andrei. Eu mulțumesc pentru masa gratuită. Asta a fost pentru astăzi. Pentru gratis. Pentru moca. Da. Suntem Andra. Suntem... Nu, suntem invers. Suntem Andra. Suntem Andra Mihail, Adriana Rusu. Și vă așteptăm data viitoare la această minunată emisiune. Dar nu cu el. Nu cu mine, cu altcineva mult mai puțin. Da, ne-a vorbit. Cu cineva mai puțin amuzant și mai puțin vorbăreț. A fost o vreme. Și cu mâncare mai nașcă, mă rog.
Hai că e bun. Ok, bun. Okay, bun.